Începând de astăzi, timp de 4 zile, toți cei care vor trece pragul Salonului Hunedorean al Cărții vor avea ocazia să achiziționeze cărți din toate domeniile. Și nu ne înșelăm deloc când spunem acest lucru, având în vedere numărul mare de edituri participante, adică peste 70, evenimentul din acest an fiind cel mai mare din istoria Bibliotecii Județene Ovid Însușeanu. Salonul Hunedorean al Cărții dorește să demonstreze că în județul Hunedoara cultura trăiește în ciuda vremurilor grele. Anul acesta numărul editurilor participante este de 76, fiind cel mai mare salon de carte din istoria Bibliotecii Județene și din istoria județului Hunedoara. Cu siguranță va fi un câștig reciproc atât pentru edituri cât și pentru cititorii noștri dorind să-și cumpere cărțile preferate de la acest salon. Iată că în ciuda invaziei benefice a internetului, răsfoitul unei cărți, scoaterea ei de pe raft, discuția cu un scriitor, editor sau bibliotecar pe marginea unei apariții editoriale au fost, sunt și vor rămâne preocupări ce ne vor îmbogăți spiritual. Continuitatea evenimentului este prin el însuși un motiv de bucurie, pentru că astfel semănăm tradiție în peisajul publicistic hunedorean și mai apoi ecoul, sunt convins, va fi și la nivel național. E cert că un eveniment la un asemenea nivel de valoare presupune eforturi organizatorice. Perseverența și dăruirea organizatorilor trebuie evidențiate și aplaudate. Titlurile cărților care le prezintă editura militară sunt în special pe istorie, istoria primului război mondial și istoria celui de-al doilea război mondial. Pe securitate, pe relațiile internaționale, avem și câteva cărți despre terorism. Deci, în special, activitatea care se execută în sistemul militar. Cei mai încântați de marea varietate de cărți au fost, în special, tinerii. Este foarte frumos, este, nu știu, superb. Sunt multe cărți frumoase și că suntem în lumea cărților. Deci ai de unde alegi. Da, este foarte frumos. Salonul Hunedorean este deschis în incinta de Vamol, la etajul 3, până duminică, 12 octombrie. Pe parcursul celor 4 zile, cititorii vor putea participa la lansări de carte, la dialoguri cu scriitori, dar și la momente artistice. Organizarea evenimentului a fost posibilă cu ajutorul Consiliului Județean Hunedoara, care a înțeles că alocarea de fonduri pentru cultură poate aduce doar avantaje atât județului cât și hunedorenilor.